Bună seara, dragi români de pretutindeni, bine v-am găsit. În seara aceasta avem un invitat special, pe domnul Florian Tudor Ivan, președintele Uniunii Romilor din Europa. Bine ați venit, stimate domn. Vă rog să ne spuneți ce zi, de fapt pe 8 aprilie, am înțeles că este Ziua Internațională a Romilor. Vă rog să ne explicați ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, pe 8 aprilie se sărbătorește Ziua Internațională a Romilor, iar la nivel național există legea 66, care prevede că pe 8 aprilie se sărbătorește Ziua Etniei Romilor din România. Această lege vine și face până la urmă un fel de reparație, pentru că Ziua Internațională a Romilor a fost stabilită în anul 1971 în Anglia, la primul congres al romilor, și atunci s-a stabilit și drapelul și data la care se va sărbători și când se vor mai întâlni în alte congrese ale romilor. Pentru mine e o bucurie că există o lege și se poate sărbători la nivel național. Din păcate, legea este un pic imperfectă, de fapt nu are decât două articole și spune că autoritățile publice pot organiza sau pot contribui, dar numai dacă au și sumele aferente în buget. Dacă nu au, și de obicei nu au, nu se alocă fonduri pentru această zi. Am înțeles. Haideți să le prezentăm telespectatorilor cum se organizează romii, cum funcționează la nivel internațional, cine este președintele internațional, fiindcă dumneavoastră, din câte observ eu, dumneavoastră sunteți decât președintele Uniunii Romilor din Europa. Bănuiesc că aveți un președinte internațional. Înainte cred că era domnul Cioabă, nu? Sau... Nu, nu. Sau e total diferit. Da, da. Practic ne confruntăm cu o dezorganizare a romilor la nivel mondial, da, și la nivel național. În România există mai multe organizații ale romilor, da, cea mai cunoscută fiind cea care are reprezentantul în Parlament. Deci în momentul acesta, de fapt, de foarte mulți ani, singura organizație care a avut deputat în Parlament este Partida Romilor Pro-Europa. Uh-huh. Și deși se spune partid, este tot o asociație, tot un ONG, care așa se întâmplă pe partea de minorități, există legea minorităților, unde există această facilitate și până la urmă și UDMR-ul nu este un partid politic, este tot o asociație. Și prin legea specială își poate, pot candida în alegeri aceste asociații și care are cele mai multe voturi, poate să își desemneze să, parlamentarul, ca să spun, care răspunde și de drepturile minorităților și încearcă să le rezolve problemele. De obicei, la romi e o mare problemă, pentru că față de minoritatea maghiară, unde avem au un grup foarte mare parlamentar, la romi n-am avut decât un singur reprezentant care a fost oficial și a reprezentat minoritatea și, mă rog, și alți lideri politici ai romilor care au intrat în Parlament prin alte partide mai mari cu care au avut diverse pacte, agreate sau nu, de minoritate. Și, practic, toate drepturile stau mâna unui singur deputat care încearcă să rezolve ceva. Din păcate, observăm că în ultimii 32 de ani nu s-au rezolvat foarte multe pentru minoritatea romă. Și noi asta încercăm acum să facem, pentru că, deși oficial, la ultimul recensământ au fost
cam 500.000 de cetățeni care și-au asumat identitatea de rom. Acum vom avea în această perioadă iarăși recensământul și noi sperăm să ajungem la o valoare mult mai aproape de adevăr decât cea declarată la recensământul anterior. Pentru că noi avem, după cunoștințele noastre și după unele cifre care le-am obținut de la Consiliul Europei, în România ar fi undeva la 2 milioane jumătate de etnici romi. Dar, din păcate, nu și-asumă identitatea și atunci ei rămân ca și alți cetățeni, dar nu nici de cum aparțin minorității rome. Am înțeles. De fapt, aceasta este problema la nivelul întregii Europe. Pentru că, eu știu să spun, adică din punctul meu de vedere, istoria i-a învățat pe cetățenii de etnie romă să nu-și declare apartenența, considerând că este mai bine și că sunt mai protejați, neștiindu-se că sunt romi. În domeniul meu și pe partea mea de asociație, există foarte mulți romi, cetățeni de etnie romă, care lucrează în instituții ale statului. Și aceștia nu își vor declara și nu își vor asuma niciodată identitatea romă, pentru că atunci nu vor mai putea să așeadă profesional pe anumite ierarhii. Dumneavoastră, pentru dumneavoastră și pentru mulți cetățeni de etnie romă, este o rușine să spui că ești rom sau nu înțeleg? Unde e problema? De ce nu vor să-și afișeze identitatea? Este și frica de a nu fi discriminat, de a nu fi exclus, de a nu fi lăsat acces profesional în momentul când ești considerat rom. Și noi de aia ne și spunem romi, pentru că preferăm să nu fim, să nu existe stereotipul acela de țigan. Știți? În momentul când cineva îți spune, o spune ca să te jignească, nu o spune că... De exemplu, dacă cineva... profită de ocazie și numește pe unul dintre dumneavoastră, cei care sunt de etnie romă, și spune țigan, dumneavoastră puteți să-l dați în judecată, nu? Pentru că e discriminare, sau așa înțeleg eu. Nu neapărat, decât dacă mai adaugă ceva la țigan. Țigan, până la urmă, atâția ani de zile, sunt, acum știți, neamul acesta romilor este împărțit în mai multe caste, mai multe neamuri. Și fiecare neam are mândria ei. Cei tradiționali nu preferă să nu li se spună rom, preferă țigani, pentru că așa au fost obișnuiți. Există o întreagă discuție și sunt experți mult mai buni decât mine care pot să dovedească și să spună cu argumente de ce se întâmplă acest lucru. Dar eu personal vă pot spune că atunci când eram la master, am făcut o practică de specialitate și am încercat să văd ce se întâmplă cu această minoritate. Eram la un master de economie socială, un concept care a apărut acum, dar culmea este că l-am descoperit în primul ziar, în primul număr al ziarului Glasul Romilor, care a apărut în 1934. Deci în 1934 a apărut numărul 1 și acolo apare Glasul Romilor și apare și conceptul care mai târziu se va numi economie socială. Romii se hotărâseră să se unească, să-și facă grădinițe, să-și facă magazine sociale, ca să aibă o viață mai bună. Și ce s-a întâmplat? Ziarul a funcționat, din câte am văzut, până la războiul, al doilea război mondial, după care dispare. De fapt, cred că a fost și o intervenție, o schimbare de regim politic, de rege, au apărut comuniștii și acolo pe undeva în 40 și ceva am pierdut urma ziarului respectiv. Pe urmă vine regimul comunist în care drepturile romilor sau ale țiganilor nu trebuiau să existe și până în 1990 n-a mai fost o mare mișcare a romilor, deși erau câteva milioane din câte s-a dovedit și din câte se va dovedi mai târziu cu documente. Chiar și în momentul acesta, v-am spus, există
cifra aceasta de 2,5 milioane de etnici romi. Dar dacă ar fi fost această etnie unită, toate neamurile ar fi strâns sub, așa cum ați spus dumneavoastră, sub un conducător, ar fi fost nemaipomenit. De asemenea, vreau să vă spun că în anul 2011 am fost la o practică de specialitate în Italia și acolo am cunoscut câțiva parteneri care veniseră și la practică din alte zone, mereu pe partea aceasta de economie socială, și printre ei era un cetățean, își spunea că era de etnie romanichel și că era din Anglia. Și el mi-a povestit că sunt foarte vechi acolo, de la în jurul anului 1300 și ceva, chiar o parte din acești romi au plecat cu frații pelerini în America. Și a apărut și acolo o comunitate pe care mai târziu am descoperit-o. M-am uitat pe un post, se numește TNT, și e o nuntă altfel. Și era exact pe partea aceasta, nunțile de la comunitatea de romanichel americani. Domnul Florin Tudor Ivan, dumneavoastră cunoașteți diferența, că sunt mai multe tipuri de rom, să zic așa. Adică sunt mai multe categorii. Puteți să ne spuneți câte sunt și ce legătură au între ele? Nu, n-aș vrea să intru în acest subiect. Este un subiect sensibil. Sunt într-adevăr mai multe neamuri de romi. Și a fost întotdeauna o adevărată dispută. Care sunt mai buni, care sunt mai răi, care sunt mai... și până la urmă toți oamenii sunt buni. Dacă li se dă și, eu știu, ocazia să dovedească că sunt buni. Eu știu că da, de aceea v-aș întreba, bineînțeles, dacă nu puteți să atingem, nu puteți să atingem subiectul, nu e nicio problemă. Pur și simplu, întotdeauna unde e pădure și uscătură, nu se poate fără uscătură. Adică unde sunt oameni buni, mai sunt și puțin din ea răi, că așa e și la români, așa e peste tot în lumea asta. Nu trebuie să generalizăm. Ce proiect aveți pentru acest cetățen de etnie romă sau dumneavoastră, să-i le personal, spuneți? Eu vin din partea societății civile. Practic muncesc de 32 de ani în diverse funcții și am făcut foarte mult voluntariat pe partea de drepturile omului și ce a studiat dumneavoastră? Ce aveți la bază? Am înțeles că aveți și un master, dar ce a studiat înainte să obțineți Facultatea acest? De Științe Politice. A, Științe Politice, ok. Da, și masterul pe ce este? Economie socială. Este un nou concept de economie care se referă exact pentru aceste cooperative protejate, pentru persoane cu dizabilități, pentru partea de excluziune socială. Cetățenii care nu au acces la condiții de viață și de muncă mai bune și atunci pot să-și înființeze aceste cooperative de economie socială. Un concept care, v-am spus, a apărut de curând, de mai puțin de 12 ani în lume, dar care l-am regăsit la romi ca și intenție în anii 1934. Așa pe mapamond, cam câți romi sunt pe tot mapamondul, știți? Sunt foarte mulți din cifrele care tot așa sunt neoficiale pentru că nu s-au identificat. Sunt undeva la 25 de milioane numai în Europa. Oh. Iar în America nu se știe. Sunt comunități întregi acolo. Deci 25 de milioane numai în Europa găsim. Da. Foarte tare. Da, dar din păcate sunt divizați, există mai multe organizații, există mai multe neînțelegeri, iar eu am venit pe această parte după 32 de ani de muncă, considerând că vreau să fac ceva pentru minoritatea romă și să dau ceva înapoi către minoritatea care m-a ajutat într-un fel, adică îi aparțin și vreau să fac ceva care să... Cu ce v-a ajutat comunitatea romă pe dumneavoastră?
Păi, m-a ajutat în primul rând că m-am născut din niște părinți. Tatăl meu era de etnie romă, mama era româncă. Și A, la dumneavoastră, dumneavoastră putea să spuneți că nu sunteți rom, sunteți român, pentru că, ci că de obicei, mamele sunt cele care. matriarhat. Da, ceva de genul. Adică și la alte state, nu dau nume, mamele sunt cele care duc mai departe, să zic așa, etnia. În Deci, România, dumneavoastră sunteți mai degrabă, de fapt, depinde cum vă considerați dumneavoastră, dar dacă a fost mama, nu știu ce să zic. există aici o problemă, pentru că chiar și între romii mei există o problemă. Între neamurile tradiționale, o desconsideră. Ni se spune caștalii. Ce Suntem înseamnă asta? un fel de metiși. Adică aparținem celor și minorității, dar și majorității. Sunteți undeva la mijloc, adică driblați și cu stânga și cu dreapta. Profitați de toate beneficiile, să zic așa. Da. Bine, glumesc. L-avem în studio, l-avem în background pe domnul avocat Claudius Rosini. Haideți să-i urăm un bun venit. A durat ceva până s-a conectat domnia sa, dar până la urmă este cu noi. Haideți să-i urăm bun venit. Bună seara, domnule avocat! Bună seara! Bună seara, Doamne ajută! Dumneavoastră, am înțeles că vă ocupați de foarte multe cazuri în sectorul 5. În sectorul 5, în București și chiar în țară. Avem procese în toată țara pentru că cunoștințele, rudele noastre mai sunt plecate în diaspora Da. și lucrăm foarte mult pentru persoanele care chiar au nevoie de justiție și în sensul acesta pot să vă dau un exemplu, despăgubirile de la ANRP. Știți, pe vremea lui Ceaușescu când le-au luat casele oamenilor și nu i-au despăgubit. Asta ar fi un aspect și un alt aspect tot de bunurile și proprietățile românilor au fost că și-au cumpărat case cu chitanță de mână, iar această situație se poate rezolva tot doar prin instanță, adică nu se poate rezolva pur și simplu la un notar. Pe vremuri se făcea chitanță de mână și cine avea noroc sau cunoștințe mai multe să ajungă la notar să mai pună și o ștampilă, era un pic mai fericit, dar chiar și așa România în privința aceasta încă a rămas un pic mai în urmă. Da, și sunt nu numai cazurile acestea, sunt și cazuri cu dizabilități foarte multe, din accidente rutiere sau copii născuți cu dizabilități. Și nu în ultimul rând, sau printre altele, și conaționalii noștri romi-români, aici pentru mine nu are importanță acest nume sau această separare, pentru că de la Adam și Eva încoace, toți suntem neamuri. Îmi place cum sună. Domnul avocat, dumneavoastră sunteți prieten cu primarul sectorului 5, domnul Piedone? Mă cunosc cu dânsul din 1998, așa că am colaborat. Dânsul era consilier și nu numai cu domnul primar Piedone, Cristian, îi spuneam noi în acele vremuri, așa, dar lucrând în administrație publică am venit în contact cu mai multe persoane. Am înțeles. Nu v-am întrebat dacă îl cunoașteți, fiindcă domnul Piedone în ultima perioadă este foarte viral pe social media, mai ales pe Facebook. Din câte văd eu,
are un rating foarte bun, dar bineînțeles are și o echipă de specialiști în spate, de IT-și, de o echipă de mass media în general, cred că are cel puțin 10 exact. Persoane care da. Îl filmează, are inginer de sunet, de imagine, de... am înțeles că și pe Oana Zăvoran a angajat ca să fie reprezentanta acestui birou de mass media, da? Adică domnul Piedone stă foarte bine la capitolul acesta, de aceea vă întreb dacă îl cunoașteți, fiindcă e imposibil să nu-l cunoaște la cât e de vizibil. Da, da. Dar nu vreau să intru în subiectul ăsta. Chiar astăzi m-am întâlnit cu dânsul. Chiar astăzi m-am întâlnit cu dânsul pe la ora 13 făcea inaugura, ca să zic așa, spațiile verzi pe care le derulează prin cartier. Nu știu dacă a reușit să pună pe YouTube sau pe Facebook filmarea, dar în principiu îmi place. Sunt o persoană mai discretă și îmi place să acționez, adică sunt mai practic, vreau să ajut oamenii mai concret. Da. Ok, deci dumneavoastră nu sunteți decât cu promovarea pe Facebook, vă duceți la persoane acasă și chiar îi ajutați. Da, așa avea exemplu, dar n-aș vrea să mă laud. Știți că sunt persoane care mă întreabă cât a durat cel mai scurt proces sau și cât a durat cel mai lung proces. Am procese care au durat un an de zile, dar am și procese care au durat 20 de ani, în care, vă dați seama, m-am luptat cu secții de poliție, parchete și așa mai departe. Care au fost cele mai grele procese pentru dumneavoastră? Dați-mi, enumerați două, trei. Cele mai grele din punct de vedere penal, ca să zic așa, sunt crimele. Eu am o expertiză, am un master pe criminalistică, pentru că, mă rog, aici tatăl meu și fratele meu au fost omorâți și știți cum se spune, croitorul n-are costum, patiserul n-are pâine în casă, așa și avocatul, eu din 88 a fost omorât tatăl meu, iar fratele meu acum 17 ani și încă nu am dat statul în judecată pentru aceste crime. Dar au fost și procese mai grele de incest cu cetățeni români plecați în America și cu brățări puse, ceea ce la noi nu se dorește și este un lucru foarte grav, că nu se dorește monitorizarea acestora cu acele brățări electronice, pentru că nu avem o bază, cum ar fi un dispecerat în care să existe toate aceste camere și să fie reperați, monitorizați. Și cele mai simple, eu știu, de divorț pe cale amiabilă și alte asemenea cu privire la casele, cu despăgubirile pe care, vedeți, aici sunt foarte mari probleme pe partea aceasta cu despăgubirile de la ANRP. Nu știu dacă vă vine să credeți, se ocupă 10 instituții care se ocupă cu un singur aspect, să despăgubească cetățeanul care a fost înjosit, i s-a luat proprietatea și trebuie să umble prin instanță. Iar de acest lucru se ocupă 10 instituții ale statului. Vă dați seama că acei oameni iau salarii, iau... sunt funcționari publici și să se rezolve un singur aspect mi se pare absurd, de domeniul absurdului. Da, cunosc foarte bine situația și sunt de acord cu dumneavoastră. Am fost și eu pe la NRP și am văzut ce e acolo. Dumneavoastră, de exemplu, dacă eu am fost discriminat, eu cetățean român, am fost într-o primărie, bineînțeles, am fost să fac o investigație, era o zi de audiențe, primarul n-a vrut să ne primească, nici pe mine, eu ca jurnalist, ceilalți erau cu mine, erau doi cetățeni care erau nemulțumiți tot din cauza primarului.
și nu vrea să-i primească în audiență, nu vrea să stea de vorbă cu ei, practic. Adică nu vrea să-i bage în seamă. Bun, ce s-a întâmplat? Am deschis camera, m-am apucat să filmez în primărie, primarul foarte revoltat, în prima instanță m-a făcut țigan, deși eu nu sunt țigan, nu contează, dar m-a numit țigan, după aia mi-a spart camera în repetate rânduri, mi-a dat dor pe cu mâna peste cameră. Bineînțeles că acum am proces cu acest primar și cu primăria, am două procese, unul civil și unul penal. Ce este cel mai tragic este faptul că el m-a dat în judecată pe mine pentru defăimare de imagine. În loc să-l dea în judecată primul, el a îndrăznit să mă dea pe mine în judecată și mi-a cerut 20.000 de euro. Daune morale și nu mai știu ce. Bun, bineînțeles că eu am reacționat și m-am pus contra. Nu aveam cum să las să facă prostia asta și acum ne judecăm. O să vedem. O să câștigăm, o să câștigăm. Eu cred că da, vedem până la urmă ce o să fie. Dar eu, dacă am fost discriminat în halul ăsta, ce aș putea să fac? Mă apără legea sau nu mă apără? Da, legea implicit, legile tocmai de aceea sunt date ca să... Mă refer la faptul că m-a făcut țigan. Mă apără legea în sensul acesta sau nu? Din punctul meu de vedere... Da? În primul rând că s-a făcut o afirmație nepotrivită și neadevărată. Spuneți că nu este reală. Și de aici e ca și un pai pe care îl pui pe foc. Și rămâne la nivel de afirmație și se poate cere despăgubiri. Dar problemele sunt mult mai grave pentru că, din punctul meu de vedere, cei care lucrează în administrație publică trebuie să înțeleagă că acele instituții nu sunt ale părinților lor. Adică mama nu le-a cumpărat o primărie în care să facă ce vor ei. Reprezentanții funcțiile acestea eligibile au datoria să primească orice solicitare conform legii 544, dreptul la informare, da? Și să pună la dispoziție răspunsurile pe care le solicită orice cetățean, fie că este reprezentant media, fie că este un simplu cetățean. Da, din păcate... Mai ales dacă vine un jurnalist, e și mai grav. Adică orice cetățean are dreptul să ceară, are dreptul la informații. Și are acest drept, poate să ceară oricui, da? La orice instituție. Da. În cazul acesta, da. El nu mi-a dat mie accesul la informații, dar lăsăm deoparte accesul la informații. Vreau să știu exact, pentru că m-a făcut țigan. Ce pedeapsă poate să primească acest primar? Dar eu nu sunt de etnie romă, sau mai știu. Eu sunt român. Adică mă încadrez în lege, da sau nu? Da, se aude întrerupt, dar am înțeles cât de cât. Dumneavoastră vă legați doar de simpla afirmație că v-a făcut într-un anume fel. Dar asta este ca o injurie, știți, la noi s-a abrogat aceste injurii de denigrare, cum s-ar spune, că l-a făcut țigan, că l-a făcut prost sau tâmpit, lucrurile astea nu sunt prevăzute în codul penal, știți? Au fost abrogate pentru că, știți, în Parlament erau oamenii care se înjurau pe bune și se amenințau și au fost cazuri chiar din foștii primari. Nu mai la CNCD se poate ajunge cu un asemenea caz. E adevărat sau fals? Da. Vă puteți depune plângerea la CNCD, dar din păcate CNCD-ul, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, lucrează foarte încet. Iar după ce vă dă CNCD-ul o decizie, mai stați vreo 3 ani să vă judecați
prin tribunale până aveți o hotărâre definitivă și revocabilă. Iar dacă aveți o hotărâre de la CNCD favorabilă, vă puteți trezi ca în instanță la, până la Înalta Curte să ajungeți ca hotărârea de discriminare să nu mai existe. Eu am mers pe foarte multe astfel de spețe, pe partea de drepturile omului. Chiar acum am un lucru ceva asemănător, în care a fost nebunia aceasta cu războiul, cu vin rușii și toată lumea mergea să cumpere valută, să fugă din țară. Și un cetățean a vrut să meargă să cumpere 300 de euro de la o bancă și banca respectivă n-a vrut să îl servească, deși prețul era crescuse exagerat de mult în perioada aceea, n-a vrut să-i vândă cele 300 de euro și l-a exclus. Deci orice tratament diferit față de alte persoane ar trebui să fie pedepsit de CNCD. Dar în baza unei plângeri prealabile pe care o faceți către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Dar la dumneavoastră sunt mult mai multe elemente. Aveți și acea... Da, asta am vrut să scot în evidență, pentru că aveți și foarte bine că vă îndreptați împotriva respectivului cu plângere penală, pentru că așa se întâmplă în instituțiile statului. De obicei, cum spunea domnul avocat, mama i-a dat. Nu i-a dat mama, i-a dat partidul. Că așa se întâmplă. Și când îți dă partidul o instituție pe mână, te simți acolo ca la tine acasă și faci ce vrei. Că știi că nu pățești nimica, că te apără partidul. De-aia sunt atâtea nemernici în instituții care te dau afară de acolo, te exclud, nu sau te tratează ca un vechi moșier cu biciu mână. Așa se întâmplă în instituțiile statului. Din păcate. Da, chiar am să caut această înregistrare cu domnul primar și am să vi-o arăt, ca să vedeți și noastră pe viu ce s-a întâmplat acolo, cum acest om consideră că dacă ești țigan, nu poți să vorbești cu el. Cam așa se spune. N-ai dreptul să vorbești cu el. El e primar, el e Dumnezeu și n-ai dreptul să vorbești cu el. Da? Pentru el nu există dialog. Cu deci, oamenii, tenie, nu știu care. Da, da, păi, da, înțelegeți atunci de ce există această teamă de a te declara că ești țigan sau că ești de etnie romă. Pentru că poți să fii tratat diferit, poți să fii discriminat tot timpul de persoane care se consideră că sunt superioare ție, doar că au o altă rasă. Da, în sensul acesta există un articol în codul penal care a fost declarat ca neconstituțional, a fost combătut 369 din codul penal, chiar vă recomand să vă uitați un pic peste el și noi, nu știu dacă domnul președinte Ivan Florian v-a spus, noi am postat pe Coaliția Organizațiilor din România această contestație de neconstituționalitate a discriminării, știți? Că până la urmă și CNCD-ul, știți cum este? CNCD-ul, din punctul meu de vedere, are o intenție foarte bună, dar nu are o finalitate anume, pentru că este ca un fel de justiție a Parlamentului care doar mimează actul de justiție. Știți, se dau niște hârtiuțe acolo, dar asta nu înseamnă că îți facilitează acea dreptate pe care o poți câștiga în instanța statală. Da, știți? Aveți dreptate. Și de asta zic că am găsit filmuleț. E tot politic. Da, știu. Ca să nu vorbesc de la mine, am găsit filmulețul și o să vedem cu toții ce s-a întâmplat acolo și să știm exact cum să aplicăm legea în cazul acesta. Haideți să vedem. Ok. Domnul primar, unde fugiți? În viața mea nu a fost așa ceva. De ce vă bate joc de cetățenii ăștia? Umblă de 20-30 de ani să-și recupereze terenul.
Vi se pare normal așa să vă comportați așa? Nu am dat o familie ca și un țigan. Eu nu sunt țigan. Vedeți că sunt o doamnă de cadă. Nici nu te-ai prezentat. Eu sunt Emanuel Ceaudă de la FRPT. Păi cum să mă prezint dacă i-am pus două dumneavoastră? Cum să mă prezint? Eu nu dau niciun pus, am avut număr de ordine. Am avut număr de ordine, vi-l arăt. De ce? De ce vă comportați așa cu cetățenii? Serios? N-am ce discuta. De ce? Bun, cred că ați văzut până la urmă ce s-a întâmplat acolo. Vă rog să-mi explicați ce se va întâmpla cu acest om, dacă se va, bine, să ajung la judecată, când se va termina judecata. Din punctul ăsta s-a dat deja termen, înțeleg? Da, da, deja sunt trei termene, s-ar putea să termine la ultimul termen. Mai avem ultimul termen sau încă două, nu știu, cam pe acolo. Din punctul meu de vedere... Pe civil sau pe penal? Este unul pe civil. Păi, v-am zis mai devreme, el m-a dat în judecată pentru defăimare de imagine, ceva de genul. Iar eu am intervenit, am făcut reconvențională și l-am atacat, bineînțeles. Adică n-aveam cum să-l las așa. Și s-a ajuns în instanță. El a cerut o sumă de bani, eu am cerut o altă sumă și până la urmă el nu s-a prezentat nici la interogatoriu. Deci nici n-am interogatoriu. Să se prezint. Interogatoriu trebuie admis și administrat dacă instanța îl acceptă. Păi instanța l-a cerut. Instanța a cerut interogatoriu. Este un lucru foarte bun. Este un lucru foarte bun. Dacă a cerut interogatoriul primarului, dar primarul nu a venit. A trimis doi martori care au mințit acolo, doi martori falși. Acei martori au spus că eu m-am luat de primar și l-am tras de umăr, l-am tras de el, nu știu ce a mințit pe acolo. Deși se vede clar că s-a filmat totul. Adică, și pe cine crezi că a avut martori? Un consilier și o persoană care lucrează în primărie, contabilă sau are o funcție, lucrează 30 de ani acolo. Deci este incredibil, dragii mei, ce se întâmplă în România asta. Dar vedem până la urmă unde o să ajungem. Din păcate, asta e realitatea. Ceea de care ne lovim fiecare în fiecare zi, atunci când mergem în instituțiile statului, când avem o problemă, spunea domnul avocat de proces, eu m-am judecat 22 de ani, am hotărâre judecătorească definitivă pentru două proprietăți care trebuiau restituite, am și i-am și executat, instanța a întors executarea pe suma executată, iar primăria capitalei refuză să pună în aplicare hotărârea judecătorească, că așa vrea actualul primar, cum a vrut și primarul trecut. Deci cam asta e. Iar cu aceste cazuri de discriminare prin care și noi am trecut într-o formă sau alta, cum ați trecut și dumneavoastră, ați văzut cum vă simțiți, că în momentul când te jignește cineva, chiar să fi fost de enie. Nu m-a deranjat că mi-a zis. Eu m-am gândit la rom, da? la persoane care într-adevăr se simt, pentru că un cuvântul țigan, pentru în general, pentru noi, pentru dumneavoastră, înseamnă un cuvânt jignitor. Aici e problema. Adică ca și cum ai fi ultimul om, ultima speță, da? Deci cam aici s-a ajuns, da? Iar unii au impresia că ei sunt Dumnezei și poate să trateze pe oricine cum vor ei. E bine, el nu știa cine sunt eu. El nu era conștient că acolo a ajuns o persoană care poate să îl filmeze, da? Chiar dacă spune el că nu i-am cerut acordul, într-o instituție publică ai dreptul să filmezi. Dacă aș ști câte de-astea întâlnesc cu primar și cu consilier și cu angajați de primărie și așa mai departe. Domnule, n-ai voie să mă filmezi. Zic, unde scrie, domnule, că n-am voie să te filmezi? Păi, n-ai mi-ai cerut acord. Domnule, lucrezi într-o instituție publică? Da. Atunci n-am nevoie de acordul. Ești în slujba cetățeanului și am voie să te filmezi. Chiar dacă ești în birou. Nu le vine să creadă. E un șoc pentru ei, pentru marea majoritate e un șoc. Nu le vine să creadă și încep să riposteze, cum a ripostat și acest primar, a fugit de acolo, ghiulea, și până la urmă te jignește, te lovește. Deci m-a lovit de dor, nu o singură dată. M-a făcut, gândiți-vă, m-a făcut
cum a vrut el. După aia m-a lovit la ieșire din primărie și mai m-a lovit o dată afară, în afara primăriei. Și cu toate astea n-a avut nici măcar cum curajul să vină la interogatoriu să spună ce s-a întâmplat. A trimis doi marturi falși. Da. Vă rog, nu vreau să mai intru. Da. Aici... foarte trist. Da. Aici aș vrea să punctez, dacă nu vă supărați, pentru că este o provocare. Vedeți, aici se confirmă foarte clar că acești oameni sunt doar puși pe parte politică și habar nu au de legea funcționarului public. Pentru că dacă acești oameni ar citi un articol din codul funcționarului public, ar fi cel puțin mai temători, mai rezervați, ar avea cel puțin bunăvoința să întrebe, dar ce doriți, cu ce vă pot ajuta? Pentru că administrația statului este în slujba cetățeanului. Asta nu o înțeles ei, că nu le-a luat mămica sau tăticul acea instituție, fie primărie, fie minister. Da? Da, din păcate știți foarte bine, domnul avocat, că nu se întâmplă așa în practică. Stai prin tribunale cu zecile de ani sau cu mulți, foarte mulți ani, 3-4 ani, la sfârșit se dă câte o sentință din aia, te duci și ceri 10.000 de euro, să zic, despăgubire pentru că ți-a terfelit imaginea unui caniment din ăsta și la sfârșit te trezești că poate nu-ți dă nimic sau îți respinge sau îți reduce suma respectivă și ajungi să primești 1.000 de lei pentru că și-a bătut joc de tine și tu ai cheltuit în 3 ani ca să mergi până la unde te judecă procesul, poate sume de 10 ori mai mari. Da, în România e bătaie de joc ceea ce se întâmplă, dar cel mai tare este faptul că primarii ăștia, eu merg peste tot în țară și cred că am rezolvat sute de caze într-un an jumate, eu cred că primarii ăștia se cred Dumnezei. Marea majoritate. Nu e o glumă. Chiar așa se întâmplă. Deci ei se cred Dumnezei. Când ajungi la ei, te tratează ca un... nu vorbi numai de români, și pe români, și pe toate, adică pe toate minoritățile, da? Când ajungi la ei, nu te bagă în seamă, zici că ești un nimeni. Adică cine ești mă tu să mă deranjezi pe mine? Ceva de genul, cam așa se comportă. Cine ești mă tu să mă deranjezi? Vă dau un exemplu, de-aia am deschis și subiectul Piedone. I-am transmis un mail de acum 3 luni de zile, l-am invitat la emisiune. Dar cum trebuie de zile? Nici măcar n-a avut bunăvoința unul din angajații lui de la mass media, de la cineatul meu de acolo, de la mass media, să-mi răspundă la mail, dar să mai vină la emisiune. Păi, domnul primar Piedone, dacă tot vă lăudați toată ziua, sunteți cel mai viral primar din România. Dacă n-aveți 10 oameni care vă filmează toată ziua și vă publică filmările pe tot Facebook-ul și pe tot internetul. Păi haideți, domnule, și la FRPTV, la Politica Pretutindeni, să dezbatem subiectele, nu numai la dumneavoastră acolo, la sectorul 5. Nu? Dacă toți vrem să ne lăudăm că facem ceva, veniți și vorbiți la toate televiziunile, nu la FRPTV, la toate. Mergeți la toate unde sunteți invitat. Sunt convins că l-au mai invitat și alții. Dar nu te lauzi numai cu echipa ta. Adică vine în spatele tău, îți spune microfonul, îți spune 10 camere pe tine, îți aranjează tot, iasă totul perfect. Când apare Piedone, zici că a apărut Dumnezeu, s-au rezolvat toate problemele. Deci omul care rezolvă tot în 5 minute. Nu e nici chiar așa. Deci lucrurile nu stau chiar așa de roz cum ni le arată domnul Piedone. Îmi pare rău să-i spun. Dar ăsta e adevărul. Da. Cu toate că mulți l-au, domnul face, a făcut lucruri multe. A făcut lucruri bune. A făcut multe lucruri, a făcut lucruri bune. Da. Dar trebuie, nu știu, să aude un sunet. E de la mine, de la dumneavoastră, a deschis cineva telefonul sau au intervenit de la mine. Să oprim un microfon, probabil. Că se face microfonie. Da, am oprit microfonul domnului avocat. Cred că nu mai se face microfonia. A, nu. Tot se face. Înseamnă că e al meu. Da, acum nu se mai face. Deci aici e problema. Da. Dacă toți suntem primari, dacă toți suntem parlamentari, dacă toți suntem funcționari,
Păi, haide să dăm dovadă că, cum spunea și domnul avocat, să dăm dovadă de oameni pregătiți, oameni care cunoaștem legile, oameni care știm să primim o persoană. Mai le pun și întrebarea. Le mai pun câte o întrebare din când în când, așa, la primar și la funcționari, când ajung pe acolo. Domnilor, câte cursuri de resurse umane ați făcut anul acesta? Și se uită la mine, poftim? Cursuri de resurse umane? Parcă i-aș întreba de extratereștri. Nici măcar n-au auzit de ele. Zice, săptămâna viitoare o să faceți și noi un curs. Pe bune, săptămâna viitoare. Dar până acum ce ați făcut, mă? N-au făcut, deci credeți-mă că am întrebat aproape toate primăriile pe unde ajung, n-au făcut, nicio primărie n-a făcut cursuri de resurse umane cu funcționarii primăriei. Da? Nici măcar una n-am găsit. Găseam una, era foarte bine, dar n-am găsit nici măcar una. Și atunci, acești funcționari sau acești edili, cum poate să mă ajute pe mine dacă ei nu sunt în stare să se ajute pe ei? Dumneavoastră înțelegeți ce spun. Da, da, vă... perfect. Dar știți ce vreau să vă precizez, domnul președinte Cioacă? Vreau să vă precizez că nu i-ați întrebat ca să înțeleagă. Trebuie să întrebați. De câte ori ați fost la munte și la mare anul ăsta? Că ei la mare și la munte le duc pentru cursuri de resurse umane, de PR, de anumite... Dar nu știu de ce. Ei se duc la mare sau la munte. Și dacă întrebați acest lucru, poate spuneau, da, am fost și la mare și la munte. Și ce ați învățat acolo? Păi că vine și secretara, că e bine. Știți, cam așa se întâmplă. Deci, îi jale, dragii mei, îi jale ce se întâmplă în România, în instituțiile statului. Deci, dacă intri în primărie și te-ai certat cu măturătorul din primărie, îți sare toată primăria în cap. De ce? Pentru că sunt rudă. Deci nu există primărie fără să fie cel puțin o familie, soț și soție, bine, nu în toate, așa, două din trei, cam așa e, nu trei din trei, două din trei. Sau să nu fie cumnatul, cumnata, vărul, sora, fratele, nu știu, le găsesc ei locul acolo. Păi cum să funcționeze primăria, dragii mei, dacă eu mi-aduc toată familia în primărie? Păi credeți că mai se poate bate cineva cu mine? Păi nimeni nu se mai poate bate cu mine. Nimeni. Pentru că dacă se bate cu mine, vine fratele și mă ajută. Vine sora, vine cumnata, vine... Adică e dezastru. Trebuie reformă generală în toată România. Toți funcționarii publici trebuie să dispară din funcțiile alea. Să se facă concurs pentru toate funcțiile. Deci foarte mulți oameni mănâncă banii de pomană. Exact cum spunea domnul Tudor. Da? Merg la munte, merg la mare, sub pretext că fac cursul de HR, de resurse umane sau mai știu ce, dar de fapt ei merg să se împlimbe pe banii noștri. Exact. Da. Bun. Ce facem cu etnia romă? Ce facem cu acești oameni? Cum îi ajutăm să crească împreună cu noi, să meargă la școală, să aibă posibilități ca toți ceilalți copii, să zic așa. Mă refer la copii. Cum îi ajutăm? Pentru că mulți zic, domne, nu, romii nu se pot integra. Nu, domne, nu e adevărat. Eu am fost într-o comună din Arad. Se numește Șiria. Ați auzit de ea? Nu. Adică... N-ați auzit? Nu, sincer nu. Șiria. Șiria. Nu Siria, Șiria. Șiria. Da. Am fost acolo tot așa, am fost invitat de cineva să vorbesc cu primarul. Și locuiesc foarte mulți romi acolo, da? Dragii mei, am rămas blocat. Deci comuna asta, Șiria, este mai ordonată și mai frumoasă decât multe zone din Arad. Da? Canalizare, drumuri, totul părea că e făcut ieri, adică totul era perfect. Am dat în primărie toate hârtiile
hârtiile pe care le vezi în toate primările agățate de perdea, de nu știu ce, acolo erau toate puse în tablou, în rame. Da? Oamenii m-au primit acolo, domnul Cioacă, ce vreți? O cafea, un suc, o nu știu ce? Extraordinar, m-a luat primarul, m-am plimbat în toată primăria, mi-a arătat toți angajații cum lucrează, fiecare la locul lui. Extraordinar, extraordinar. Da? Și vreau să vă spun că acolo am văzut mulți cetățeni romi, adică oameni foarte educați în acea comună. Da? De se poate, romii pot să fie ajutați și în același timp pot asista la educație fără probleme și pot ajunge departe. Dar dacă spunem că nu se poate, că romii lăsați acolo la margine, că nu se merită să îi băgăm în seamă, că nu sunt români, ba nu, eu cred că sunt români pentru că s-au născut aici. De exemplu, eu dacă merg într-o țară străină și stau 5 ani de zile, eu îmi iau cetățenie. Mi-au cetățenie din ce țară vreau din Europa, după 5 ani de zile, da? Sau 10 în cel mai rău caz. Și mă numesc, zic, domne, sunt spaniol, sunt englez, sunt norvegian, sunt suedez. Sau... Dar de fapt eu sunt român după 5 ani de zile, da? Unul care s-a născut în România și vine după 3, 4, 5 generații, 10, păi cum să-i spui că ăsta e altă etnie? N-ai cum, e român că s-a născut aici. Doar trebuie să îi ajutăm să se integreze. Asta e soluția. Să îi ajutăm să te integreze și cum îi ajutăm? Prin educație. Da, vă rog. Da, aveți perfectă dreptate. Așa se întâmplă în realitate. Și gândiți-vă că sunt sute de ani de când romii sunt pe acest teritoriu. Sunt foarte mulți romi de care lumea uită că au fost în, vă spun, numai acum, în ultimul, în al doilea război mondial. Au fost foarte mulți cetățeni de etnie romă care au murit pe front ca să apere țara. Deci există și sunt mai patrioți și mai naționaliști decât multe alte persoane care nu mai sunt și care au fost pe la studii pe afară, au venit cu tot felul de idei preconcepute și vor să vândă țara și să o distrugă. Deci sunt foarte multe astfel de realități. De asemenea, vreau să vă spun că au existat foarte multe strategii pe hârtie. Din 90 și până în prezent au fost strategii de integrare și de creșterea calității vieții pentru romi. Dar nu s-au aplicat, n-au fost fonduri sau s-a întâmplat cine știe ce altă situație. Eu aș spune altceva, domnul Tudor. Eu aș spune că fonduri au fost. Dar le-a băgat alții în buzunar. Cum sunt și fonduri pentru persoanele cu dezabilități. Cred că a intrat o grămadă de bani pentru persoanele cu dezabilități, dar le-au băgat alții în buzunare, da? Și săraci oameni, că avem o emisiune aici pe FRP TV, nu există nicio televiziune în țara asta să le ofere o jumătate de oră de emisie la acestor oameni. Nu există. Eu le-am oferit, deși nu este o televiziune prin cablu sau pe satelit sau mai știu eu. Nu e, e o televiziune online, dar are o acoperire foarte mare, atât în România cât și în afară. Avem 320.000 de urmăritori. Dar ce se întâmplă? Oamenii ăștia trebuiesc ajutați, oamenii ăștia trebuiesc informați în primul rând. Nu îi ajută nimeni. Ăștia își fac treaba cu ei, să duc la Uniunea Europeană și declară: domne, avem atâția oameni sau atâtea persoane cu dezabilități. Este gravă situația. Situația nu este foarte gravă. Dar, de fapt, acești bani și aceste ajutoare nu ajung la cine trebuie. Ajung în buzunarele lor. Da? Așa și cu romii, așa și cu persoanele astea cu dezabilități. Vin în fiecare săptămână o emisiune, în fiecare sâmbătă. 2 ore de emisie l-am dat. Și vin cu o grămadă de probleme. Dar nimeni nu îi ajută. Mai nou, au ales și ei o persoană care se reprezintă în guvernul Ciucă. După ce au ales-o, au uitat de ei, nu-i mai bagă în seamă. Adică nu mai... Și tot așa. Deci, este dezastru. În România, îi jale. Totul este pe interes, pe șpagă, pe nepotism și așa mai departe. Nu există instituții serioase unde poți să apelezi și unde ești ajutat. Da. Așa este. Vă rog.
Da, domnul avocat. În sensul acesta, aș face o paranteză la ce spuneați mai devreme cu satul acela din Arad. Mai sunt și excepții, da? De unde putem învăța. Dar, vedeți, aici apare defectul profesional. Eu personal am o cunoștință căruia i-a murit soțul și are o fiică de 30 de ani paralizată în cărucior. Și am făcut niște demersuri la instituțiile statului ca să intre sub autoritatea mamei, care, mă rog, și ea are 40 de kilograme, și am cerut autorităților să fiu asistentul ei personal, intenționând să o înfiez cumva, să o ajut, pentru că nu ajută absolut nimeni. Adică o femeie văduvă cu un copil de 30 de ani în cărucior, paralizată din naștere, știți? Și-a vândut casa, și-a vândut toate bunurile ca să poată să opereze, iar statul român, când se duce să ajute acea persoană cu dizabilități și pe mama ei, care este tutore acum prin hotărâre judecătorească, respinge cererea de asistent personal acestei persoane. Vă dați seama unde se poate ajunge. Adică nici măcar nu se respectă litera și spiritul legii. Și aici, în sensul ăsta, s-a creat, domnul președinte Tudor Ivan Florian, e foarte bine, o coaliție a organizațiilor care să vină în întâmpinarea și în sprijinul acestor drepturi ale oamenilor. Și gândiți-vă că, în sensul ăsta, eu lucrând în administrație publică, am văzut cazurile acestea pe care încercam să le ajut, dar nu ținea de mine, pentru că de ce nu primește orice cetățean cel care ajunge în administrația publică? Pentru că îi bagă pe ușa din dos pe cei care vin de la partid, iar cei, cetățeanul de rând nu are loc. Da? Și am derulat proiecte privind, chiar așa s-a intitulat, și ei sunt ai noștri, referindu-mă la știți, la această etnie. Pentru că aici s-au derulat proiecte cu a doua șansă cu școala, știți? Pentru că aveau nevoie, nu aveau cele corespunzătoare, pixuri, creioane, rechizite, îmbrăcăminte, și s-au făcut sponsorizări, așa cum s-au putut, cât de cât. Dar vedeți ce completează acest aspect? Sunt ONG-urile. De ce trebuie să facă altcineva treburile pe care ar trebui să le facă administrația publică și ministerele? Le avem degeaba, și legile și administrațiile. Și atunci se luptă aceste ONG-uri, cum este și domnul președinte Tudor Florian, care luptă pentru aceste drepturi ale romilor, indiferent de situație, că este educație, că este nevoi speciale. Da, acum și în sensul acesta poate vă spune mai multe dânsul. Da. Pentru data de 8 aprilie. Da, am vorbit la început despre data de 8 aprilie. Practic de 32 de ani nu m-am ocupat de partea asta etnică. Acum, de câteva luni de zile, sunt președintele ales al Uniunii Romilor din Europa, pentru că sunt foarte mulți colegi de-ai mei care lucrează cinstit, care au 32 de ani de muncă sau mai mulți sau mai puțini în câmpul muncii, fără fapte reprobabile, și care s-au considerat că nu sunt reprezentați, pentru că așa se întâmplă. Dar vreau să revin la ceea ce a spus dumneavoastră cu această... Exista acel ajutor minim garantat, care se dădea după voia primarului. Existau niște oameni în comună care primeau acel ajutor și primeau banii doar ca să fie lipitor de afișe și să-i facă campanie primarului. De aceea se întâmplă ceea ce spuneți dumneavoastră, că banii n-ajungeau la cine trebuie. La fel bănuiesc, cum spuneați, cu proiectele sau cu banii din strategii, că au ajuns în alte buzunare, pentru că asta e și explicația, vedem, nu avem instituții ale statului puternice care să verifice și să îi prindă pe cei care fac fapte reprobabile. De-aia avem atât de mulți îmbogățiți, și până nu o să avem un stat curat, cu instituții curate, care să aplice legea
și nimeni să nu mai întrăznească să nici să te dea afară din primărie, dar nici să fure banii publici, nu o să facem nimic în țara asta. Din păcate. Vă dau exemplul Spaniei. Nu este o țară atât de bogată, este o țară puțin mai bogată decât România, dar eu n-am văzut acolo atâta corupție. Da? Ți-e drag să mergi la spital? Eu am fost operat în Spania acum, cred că sunt vreo 20 de ani. Nu m-a costat nimic. Eram străin, n-aveam nici acte, fiindcă în perioada când am ajuns în Spania, nu puteai să ajungi cu acte, trebuia să pleci la așa, cu mașina, așa, te duceai până cu o viză, în fine, am ajuns cu greu. N-aveam permis de ședere, nu aveam nimic, dar spaniolii m-au operat de apendicită și n-am plătit nimic. Un sistem de sănătate fantastic, adică foarte bun. Cred că este cel mai bun din Europa. În România, Doamne ferește să mă îmbolnăvesc, că sunt terminat. Cred că mai degrabă trebuie să-mi iau repede un bilet la avion și să mă opresc în Spania. Bineînțeles că eu sunt rezident în Spania permanent, adică nu mai poate să-mi iau niciodată rezidența. Sunt ca și spaniol. Decât că nu mi-am cerut pașaportul spaniol, fiindcă n-am vrut. Dar mai degrabă m-aș duce în Spania să mă operez sau să rezolv problemele la spital decât să mă duc în România la un spital. Nici măcar la alea privată nu prea am curaj să mă duc. Da? Pentru că în România totul merge pe șpagă. Înainte spuneau medicii, domne, dacă nu ne dă salarii bune, de aceea să ia șpagă. Nu! Și acum le dau și salarii bune și tot să ia șpagă. Păi, fraților, ce n-am, e greu. Deci românii, ca să ajungă la nivelul cel puțin al spaniolilor de educație, mă refer la instituții, că nici ei nu sunt prea educați spaniolii, sunt ok, sunt așa cum sunt. Dar instituțiile sunt altfel. Te duci la poliție, îți iei număr, aștepți în sala de așteptare, te duci, îți rezolvi problema. Te duci la ANAF, la fel, acolo se numește Hacienda. Îți iei număr, te duci în sala de așteptare, aștepți în sala de așteptare, îți vine rândul, ai rezolvat problema. Te duci la Seguritate Social, cum e la noi, unde se plătesc taxe și impozite. Nu, la... În fine, sunt ceva asemănător. Adică toate instituțiile funcționează perfect, da? În comparație cu ale noastre. Să nu mai zic de Anglia, să nu mai zic de în Anglia tot e online, nici nu trebuie mai duci la instituții. Să nu mai zic de Norvegia, acolo e jos pălăria. Deci este ceva extraordinar. Să nu mai zic de seriozitate. Spaniolii sunt puțin mai buni decât noi. De exemplu, eu zic, mă lasă-mă omule, 2-3 săptămâni că îți dau eu bani, nu-i problemă, așteaptă-mă, că mai facem puțină fiestă, mai dansăm puțin, mai bem puțin și după aia primim și bani. Norvegienii, dacă ți-a zis că mâine ai banii, păi din seara asta primești banii. Adică la ei nu se întâmplă să nu-ți dea factura sau să nu-ți plătească nu știu ce. Totul e perfect acolo. Oameni serioși, oameni de calitate. Păi în Norvegia s-a furat o bicicletă. Bineînțeles, a furat bicicleta când au început să apară românii pe acolo. Românii, bulgarii, străini în general. Până să apară românii și bulgarii și ăștia, nu se fura. Lăsa oamenii bicicleta la poartă, ușa deschisă la casă, pleca în vacanță, nu intra nimeni în casă, nu-i fura butălia, nu-i fura bicicleta, nu-i fura nimic. Când a început să apară românii, bulgarii și alte naționalități, s-a furat o bicicletă. Vorbesc de acum 15 ani. Vine o norvegiană la poliție. Dom'le, mi s-a furat bicicleta. Dar șeful poliției de acolo, din Oslo. Nu există, dom'le, așa ceva. Doamne, nu se fură. Nu, domnul polițist, mi s-a furat bicicleta. N-am mai găsit-o în fața curții. Sau... Dar făcea polițistul așa să mira.
cum să-i fure bicicleta omule? Adică cum să-i fure bicicleta? Pentru ei era ceva de neimaginat. E, ca să vedeți și dumneavoastră la ce nivel de cultură au ajuns oamenii ăștia și cât de serios sunt în comparație cu noi. E, de aici pleacă totul. Să nu mai zic de taxe și impozite. Dacă acolo îi spui un norvegian, domne, hai să facem și noi o factură pe dos, să nu mai plătim taxe, că știi și eu, că știi și tot. Și el e particular, nici măcar nu-i firma. Zice, dacă vii cu de-asta la mine, nu o să mai lucrez niciodată cu tine. Adică nici te mai bag în seama. Deci acolo toată lumea vrea să plătească taxe. De ce? Pentru că în momentul în care tu intri în șomaj și n-ai de lucru, păi primești 2-3 mii de euro pe lună. Salariu. Șomaj, de fapt, nu salariu. Poți să te duci să te reciclezi, poți să înveți altă meserie, poți să stai 6 luni, un an de zile, înveți, vrei să te faci din grădinar, vrei să te faci, nu știu, carpinter, tâmplar, ce vrei tu. E, status de bani să te descurci. Vrei să studiezi, da? Nu contează că ești mai brunet, că ești mai deschis la culoare. Nu, status de bani, te întreabă, câți bani ai nevoie? Păi de 50.000 de euro. Bine, ei folosesc de-astea coroane norvegiene, fiindcă au fost atât de deștepți încât nici n-au intrat în Uniunea Europeană și încă mai au coroane norvegiene și nici nu interesează să intre în Uniunea Europeană. Sunt decât în Schengen. Și te duci acolo și spune, da, domne, poftim, poți să studiezi 3 ani de zile, statul îți plătește tot, îți dă bani împrumut și după aia dai tu când poți. Da? Adică toți care vor să studieze, pot să studieze. E, în România, dacă nu ai pile, dacă nu ai pe mama la primărie să fure sau pe tata sau pe nu știu cine, nu poți să studiezi. Dom'le, și când te duci la universitate, la fel, plătești examenele și ai ieșit doctor chirurg. Și după aia te apuci de operații. Cam așa stă situația. Adică nu știu când o să ne revenim noi, dar suntem într-o suntem într-o zonă foarte gri în momentul de față. Da, îmi cer scuze că am vorbit eu mai mult decât dumneavoastră, dar am vrut să facem o comparație între România și celelalte țări. Da, și aveți perfectă dreptate, pentru că acum căutam, pentru că pe data de 8 aprilie noi o să organizăm o întâlnire cu mai multe persoane și pe lângă, adică o să le dăm niște cărți. Și pe lângă cărțile respective care le oferim cadou persoanelor care vor participa, avem o carte, se numește Mândră să fiu romă. Este vorba despre o cetățeană de etnie romă, o tânără care a plecat cu familia undeva la muncă în Franța și a ajuns studentă la Sorbona. A fost ajutată de stat acolo și a ajuns, este acum avocat. Deci vă dați seama că sistemul de acolo este mult mai performant din moment ce această tânără a putut să ajungă studentă și acum avocat. Avem aceste cărți, Mândră să fiu romă, Anina Ciucă se cheamă tânăra respectivă, și o să dăm aceste cărți ca premii tuturor care vor participa la întâlnirea noastră din 8 aprilie. De asemenea, dorim să luptăm pe această parte, pe latura aceasta. Până la urmă, drepturile omului nu sunt numai pentru, sunt pentru toată lumea, pentru că toți cetățenii din țara asta trăiesc greu și au probleme din cauza altor cetățeni români care au ajuns în funcții politice. Vă spun eu de ce cetățenii în țara asta suferă foarte mult. Din cauza corupților. Da? Dacă n-ar fi oameni corupți în țara asta, n-ar suferi nimeni. Credeți-mă, la cât de bogată este România, fi la fel ca Norvegia, cel puțin. Da? Din cauza unor corupți, da? Le-aș spune și numele, dar nu vreau să mă cobor la nivelul lor. Din cauza acestor corupți, România a ajuns o țară de lumea a treia. Da? N-ar trebui nici măcar un cetățean să sufere
în România? La cât de bogată este țara asta? Da, dar realitatea este alta și v-am spus că vin din partea de societate civilă. Cu domnul avocat ne-am ocupat foarte mult de avertizorii de integritate. Sunt acei cetățeni care reclamă faptele și abuzurile din instituții și care practic devin victime ale sistemului, ale numiților politici care îi hărțuiesc, îi dau afară, îi concediază. Cu toate că există o directivă europeană care trebuia aplicată din 17 decembrie 2021, nici până în acest moment nu a fost transpusă în legislația națională și ne rugăm și facem petiții și plângeri la guvern, la cine nu mai face, la Ministrul Justiției, să o treacă cu această lege ca să avem până la urmă avertizorii de integritate, care sunt și din sistemul medical, să știți. Sunt foarte mulți oameni acolo care încă sunt buni români și nu sunt după șpagă, nu sunt să-și bată joc de ceilalți cetățeni români care vin și sunt pacienții lor. Dar din păcate, clasa politică a pus de la femeia de serviciu până la director și toată lumea își bate joc acolo și de salariații de acolo, dar și de pacienți și peste tot, în toate instituțiile avem problema asta. Da, din păcate așa este. Domnul avocat, ce părere aveți? Ne auziți? Domnul Rosini? Se pare că se pierde semnalul, da, înțeleg că se aude cu întrerupere. Da, este o mare problemă acest aspect. A existat un eveniment anul trecut, domnul președinte știe, președinte Florian știe, la Parlament, chiar dânsul a organizat această întâlnire cu cei din Parlament, privind acești avertizori și transpunerea acestei legi. Deci când vorbim de o lege, legea este cea mai mare putere care spune în Constituție că nimeni nu este mai presus de ea. Și eu am anticipat pentru că am analizat un pic acest aspect și cu siguranță se va ajunge la infringement. Cred că s-a întrerupt. Nu, vă auzim, vă rog. Da, din păcate domnul avocat nu prea resemnal. Nu știu de ce. Domnul Tudor Ivan, cum vedeți dumneavoastră viitorul politic în România? În momentul acesta este negru, e cu doliu. Dacă nu e cu răspunsul. Da, păi ce să nu vedem realitatea? Poate să ne prefacem că nu o vedem, dar realitatea e cea pentru care atâtea milioane de români au părăsit țara. Pentru că își bagă joc de toți cetățenii, cum au ajuns în funcțiile respective. Noi acum avem nevoie de să fim mai, eu știu, mai deștepți la vot. Să votăm în așa fel încât să nu mai avem persoane corupte, să nu mai avem plagiatori, să nu mai avem niciun fel de altă persoană care este certată cu legea, dar bineînțeles avem instituțiile statului puternice. Pentru că noi acum le avem slabe, de 32 de ani, asta au făcut, au slăbit instituțiile statului ca să poată să fure în voie. Asta ați văzut ce a declarat deputatul PSD Ionel Floroiu despre românii din diaspora? Da, un nesimțit. Că nu au nicio contribuție la evoluția statului român. Din păcate greșește total, pentru că dacă n-ar fi românii să trimeată bani acasă, statul intra în insolvență de mult. Da, mai făceau credite, mai luau de bani de la PNRR, plătesc și urmașilor noștri. Deci românii din diaspora au trimis numai în 2020 3,5 miliarde de euro. Numai în 2020. Și din 2007 până în 2020, românii plecați la muncă în străinătate au trimis acasă 41 de miliarde de euro. În aceeași perioadă, potrivit BNR, investițiile străine directe au fost de 57 de miliarde de euro. Adică noi suntem
al doilea investitor în România, după toate investițiile care au fost în România. Și acest deputat își permite să spună că românii din diaspora nu reprezintă nimic. Dar n-ar fi singurul nesimțit care ajunge într-o astfel de funcție, care își bate joc și fac ce astfel de afirmații. Am mai avut care au jignit soțiile românilor care au plecat la muncă. Am avut tot felul de astfel. Tot la PSD. Bălălău, da. Bălălău, să cum ce. Da, nici nu mai contează numele, pentru că toți sunt, parcă sunt cum ca la pod, sunt toți trași. Bălălău. Deputatul Bălălău, acum nu știu ce funcție are. Da. Deci avem cimele care își bat joc de oamenii care muncesc și care produc ceva. Hai să-l întrebăm ce a produs el, ce a făcut el, ce CV-ul a avut el, ce a făcut în viața asta. Pentru că bănuiesc că n-a muncit, sincer. Am și un video cu el. Trebuie să-l pun, că e prea bun ca să-l pun. Ascultați ce a făcut el. Haideți să-l ascultăm. Ca să vedeți ce face acest deputat. Dar nu se mai... Nu, l-a șters. Și că a apărut o eroare. Da, cred că l-a șters băieții, ca să nu mai deranjeze pe domnul deputat. Adică, când se vota o lege în Parlament și era vorba despre diaspora, ca numărul deputaților din diaspora nu fie decât 6, să fie mult mai mulți, pentru că noi suntem 4-6 milioane în diaspora. Ei n-au dat decât 6 deputați. Nu deputați, parlamentari, 4 deputați, 2 senatori. Bun, eu cred că în diaspora ar trebui să fie cel puțin 20-30, nu să mai zic 100. Că dacă stăm să ne gândim la numărul raportat în România, cam atât ar trebui să fie. 80-100 de deputați. Bun. Acest domn deputat nici măcar nu era la ședință, trebuia să voteze online, iar când l-a sunat cel care reprezintă Camera Deputaților, dormea. Mai ați înțeles? Ăsta este deputatul care s-a luat de diaspora și a spus că diaspora nu reprezintă nimic pentru România și că sunt plecat de atâția ani. Nici măcar nu mai au familie în România, nu mai trimit niciun ban și n-au niciun rost. Da. În fine, eu am zis că domnia sa probabil trăiește în altă lume, de nu își dă seama ce se întâmplă pe planeta Pământ. Dar nu mai contează. Nu mai contează. Ăștia sunt oamenii, cu ăștia defilăm. V-am spus, din cauza corupției din România, din cauza unor nenorociți care și-au umplut buzunarele, suferă toți românii. Noi am putea să fim Elveția, la cât de bogată este România. Am putea să fim mai buni decât sau mai bogați decât norvegienii. Avem nevoie de niște conducători integri care să facă ceva pentru țara asta și nimic altceva. Dar din păcate nu i-am avut și nu știu dacă o să avem în curând. Da, așa e. Nu o să îi avem, pentru că ați văzut toți ce au venit de afară și sunt acum în Parlament, și tineri mă refer, n-au niciun fel de gând pentru țara asta să fie mai bine. Am văzut pe la Comisia de Muncă niște astfel de specimene care habar n-aveau ce înseamnă munca, ce înseamnă să muncești fără condiții de muncă într-o instituție, și ei își dădeau cu părerea. Dar ei se duseră la studii pe banii lui Tăticu, bani care îi făcuseră cine știe nici privatizare frauduloasă. Și acum veneau să ne dea nouă lecții cum ar trebui să muncim, ce să facem, să ne mai luăm încă un job dacă nu ne ajung banii, deși noi munceam poate 12 cu 24 la locul de muncă. Dar nu avem ce să facem până nu-i schimbăm și până nu le schimbăm mentalitatea, până nu există empatie și să respecte cetățeanul, acești politicieni vor face numai lucruri rele. Corect. Bun. Pentru încheiere aș vrea să ne transmiteți un mesaj tuturor românilor pe tine și, bineînțeles, tuturor romilor pe care îi reprezentați dumneavoastră. Mesajul meu de acum este cel dintotdeauna. Trebuie să încercăm să facem fiecare ceva, în fiecare în dreptul lui, unde poate, ca să schimbăm mentalitatea și să schimbăm ceva,
ca țara asta să nu ne mai fie ca să ne devină străine și să fie țara noastră așa cum am fost dintotdeauna. Să stăm aici, să nu mai plecăm, să trăim aici și să muncim aici. Să ne crească copiii aici, să nu fim pe alte meleaguri. Adică să fim obligați să plecăm. Plecăm că vrem e una, dar să fii obligat să pleci și din cauza unui care te dă afară din instituție, că l-a pus cineva politic, este ceva foarte crunt. Cam asta, ăsta e mesajul. Fiecare să facă ceva ce crede că e bine, ca țara asta să meargă înainte și să nu dispară, să nu fie vândută în continuare. Că ați văzut că tot încearcă să mai vândă acum la hidroelectrică sau pe unde mai găsesc ei ceva de vândut. Și o să ne trezim că nu mai avem nimic în țara asta. Uitați ce mesaj interesant a trimis doamna Mihaela. Am trimis multe miliarde de euro în România, însă au fost cumpărate mărfuri și servicii care nu sunt românești. Adevărat, foarte adevărat, stimată doamnă. Așa este. Noi am trimis bani, de fapt noi am muncit în străinătate, am trimis bani în România, iar străinii ne-au luat banii noștri și au adus tot la ei în țară. Și noi am rămas toți săraci. Exact. Aici e problema. Da, felicitări pentru acest mesaj. Domnul avocat, un mesaj pentru românii de pretutindeni. Păi, în primul, doamne ajută, felicitări pentru inițiativele pe care ei le-au luat pentru familiile lor și pentru bunăstarea pe care au intuit-o că o pot avea dincolo de granițele noastre. Dar mai presus de acestea, vreau să spun că România, din punctul meu de vedere, este cea mai bogată țară, pentru că noi avem tezauri de aur la ruși, avem în Marea Britanie și mai avem și la Roșia Montană, care încă nu este folosit așa cum trebuie. Dar mai presus de toate este bogăția sufletească a românului și nu numai a românului, a tuturor celor care sunt români, indiferent că este de etnie romă sau de căi români. Sau pentru mine asta nu are importanță, așa cum am spus la început, începând de la Adam și Eva, toți suntem neamuri. Domnul avocat și domnul Tudor Ivan, îmi permite să fac și o glumă, bănuiesc, nu? Nu vă supărați pe mine. Și mai avem și aurul romilor de la Buzescu. Da. Ați văzut, ați trecut vreodată prin Buzescu, lângă Alexandria, este o comună Buzescu. În anii 90 a trecut Iliescu pe acolo și a oprit coloana oficială și a spus: stați așa, opriți mașina. Ce se întâmplă, domnul președinte? L-au întrebat ăia, consilierii. Domne, stați așa, eu nu știu de unde a apărut orașul ăsta aici, pentru că nu știam că există un oraș atât de frumos în România. Adică erau casele acestor oameni din zonă, niște case imense, foarte mari și foarte... Se spune că ei au foarte mult, au avut foarte mult aur și după Revoluție l-au scos la suprafață. Da. Bun, eu vă mulțumesc pentru că ați fost alături de FRP TV în seara aceasta și bineînțeles că ținem aproape. Ținem aproape ca să ajutăm cât mai mulți cetățeni români. Nu contează ce culoare sunt ei, că sunt brunezi, că sunt mai deschis la culoare sau... Important este să gândească românește și să simtă român. Să simtă român. Bun, seară bună tuturor și mâine seară ne întâlnim la Politica Pretutindeni cu alți invitați. Doamne ajută! Doamne ajută! Bună seara! FRP TV, o televiziune independentă. Adevărul în ceea ce privește starea României. Sunt Joe Negrușel, FRP TV. Ne aflăm în Londra, în cartierul Harrow. Thank you.